O nouă speranță a răsărit pentru autostrada Transilvania, mai exact pentru doar o bucățică din ea. Comisarul european Corina Crețu a aprobat o finanțare pentru realizarea porțiunii ce leagă Târgu Mureș de Ogra și Câmpia Turzii. Cele 246 de milioane de euro au fost aprobate din fondul de coeziune și vor trebui să asigure construcția 51,8 km de autostradă. Acest proiect de mare importanță, situat pe un coridor european strategic, va contribui la crearea unei rețele de transport mai rapide și mai sigure în România. De asemenea, va face regiunea mai atractivă pentru investitori, cât și pentru turism și va înlesni dezvoltarea economică, permițând locuitorilor să reducă timpul necesar deplasării între Târgu Mureș și Câmpia Turzii la mai puțin de o oră, a declarat Corina Crețu, comisar european. Există însă o condiție. Segmentul de autostradă, ce face parte din coridorul nou pan-european, va trebui finalizat în octombrie 2019. Proiectul autostrăzii Câmpia Turzii-Târgu Mureș a fost trecut pe fonduri europene în 2014, iar lucrările ar fi trebuit să debuteze în 2016, dar problemele birocratice au ținut pe loc șantierele.